Iba e mare nienorocire. Nienorocire total. I mezon plas și mezon dorm. Înțelegeți? Hă? Domnilor, investiție, salut. Laptopul o crepat, o explodat, o făcut Înțelegeți? Să-l trimit înapoi, că e în garanție. Acum eu nu știu dacă mi-l e, că n-am cutia aia mare. Am numai cutia asta mică. Deci, dacă nu mi-l e, vorbesc singur să mor eu dacă nu. Însă, iroasa din ele. Iui. Da, intră. Intră. Am crezut că o mai crescut. Băi, oameni, bă, iar rămân fără laptop. În Germania trebuie să-l trimat. Înțelegeți voi? Cine știe cât a costat banii de drum, dacă ține ăia de acolo, încă i-am cumpărat din ăsta să aibă aerisire. GX i-am luat. Cu patru din ele. Aia de s-o pui deasupra. Păi el. Desfă-l și pune-o tu. Eu să-l desfac. Ha? Tu nu mai. Mă cunoaște? Cavaș, Dumnezeu, așa ceva n-ai văzut. Băi, omule, bă, fiți atenți. Vă spun ceva. Vă spun ceva, nu credeți. Ăsta e Acer, Predator. Garanție un an de zile. Dacă luam de la Dell, fiți atenți, aveam garanție 3 ani. Ori de la care luam, aveam garanție, dar nu numai asta. Auziți, putem să-l trimit la București, la nu știu ce firmă, unde e reprezentanța. Și mi-l schimba direct. Știi cât stai fără laptop, nu? Nu știu. Ce are de despăgubire? Ha? Ce are de despăgubire? Ar trebui. Fiți atenți. Băi, oameni, n-am vorbit eu, că nu știu eu să vorbesc în termeni și în dinere. O vorbit cineva, o sunat acolo, s-a uitat pe banc, de unde de pe site-ul cumpărat. Acolo o dat un număr de București. Înțelegeți? O dat un număr de București, de reprezentanța București. Și auzi-ți mâncava așa. Sună. Acolo la București. Într-un final răspunde. Într-un final răspunde. Bună ziua, așa, uitați, avem un acel Predator, așa, zice, dintr-o dată, zice, înainte să te restarta, singur, și după aceea, dintr-o dată, o făcut în ălea, prrrr, pum, și zice, să putem să-l trimitem la voi la București, sau, zice, că e calea cea mai scurtă. Auzi ce zice ăla de acolo? Zice, singurii cu care nu putem ăsta, sunt de la Acer. Zice, dacă luai de la Dell, da, să puteți, sau de la alte din astea, înțelegeți voi, că de nervi nu le știu. De nervi nu le știu. Înțelegeți? Alte firme de laptopuri, computere. Acum, stai, o să-l trimit. Belea pe capul meu. O să-l împachetăm într-o altă
cutie și punem din ele pentru, că ați văzut, ăia le trâncheaște. Ăia le trâncheaște de acolo. Am să vedem, cred că ori cu Poșta Română, ori cu DHL-ul. Vedem noi cu care din două trimite. Înțelegeți? Altă belea pe cap. Păi oameni, Iașenia și ieri am fost acasă, în științare, în atenția Pop Nelson Simone, având domiciliu cu tare. În conformitate cu articolul 260 legea 136/2010 privind codul de procedură penală, vă înștiințăm că la ora, că la data de 1.04.2019, ora 2 nu știu ce, am procedat la afișarea prezentei nefiind îndeplinite condițiile de mânare a plicului cu acte de procedură aferentă dosarului cu numărul cutare aflat pe rol instanța Tribunalul Ciora. Libidinosă. Înțelegeți? Secția penală cu sediu Calea Dorobanță. Băi, oameni, mă, vă comunicăm că sunteți în drept să vă prezentați în 3 zile de la așa prezentă, dar nu mai mult de 7 pentru înmânarea actelor. Deci, ăsta. Băi, oameni, mă, eu nu știu cum vin poștașii ăștia și zice că nu e nimeni acasă. Înțelegeți? Eu cred că poștașii ăștia ar trebui verificați. Pentru că ăștia ia plicurile, mere pe centru, bea o cafea, înțelegeți că nu mai îmbrăcați în costum din ăla de poștaș cu chipiu. Am și ei băieți să îmbracă civil și să pune acolo și dacă lucră pe la procuratură de ea plicurile să le ducă, zice că și ei avocați. Înțelegeți? Nu mai vine la casa omului să-l deie, că stă și ei pe acolo și după aceea merge și le returnează înapoi și te face pe tine să faci drumul până acolo. Înțelegeți? El a zis că o bătut la ușă, dar când o sunat la interfon, o zis o conaș, avem interfon jos. De ce nu o sunat la interfon? Hai că nu merge soneria la ușă, dar de ce nu sună la interfon? Înțelegeți voi? De ce nu sună la interfon? Îți bandiți. O să vedem cum procedăm, oricum, asta nu e o problemă, înțelegeți, problema gravă e laptopul în cameră. Noi iară stau, eu mă gândesc, până astăzi îl trimit, până îl preie, până îl trimit, e până ăsta. Dar și când l-am comandat, o lună o trecut până mi-a venit laptopul. O lună, măi, oameni. Iar stau o lună fără laptop. De-aia n-am făcut nici live-uri, ați văzut. Cum am făcut primul live, cum s-a restartat. Scrie RIP. RIP, 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 scrie copiii. Na, ce-i aia RIP? M-a nenorocit. M-a ripălit. Ripăli, 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 păli, păli. Înțelegeți? Acum mă duc la studio. Mă ajută Mihai cu Mircea. Eu nu cunosc mâncava. S-a trimat înapoi și din alea. Eu trimat înapoi și ajunge cine știe pe unde, după mintea mea. Înțelegeți? Da, mă ajută Mihai cu Mircea și îl punem. Îi dăm drumul. A, păi ce-a dat Dumnezeu. N-am cutia, bă, două cutii au avut. Asta intra încă într-o cutie. Tuliană, dar nici cutia aia la altă mai nică nu avem. Pede! Așa e, să aruncă, de asta e, să aruncă.
Nu știi că dacă e garanție, trebuie să fie. Aruncă! Ești băiat! Să vezi că poate pentru cutiile alea nu mi-l schimbă. Hai mă, dar ce mi-o trebuie mie să-mi iau de pe Germania, măi mâncava, Dumnezeu, cu toate hohenzolerile și cu toți. Trebuia să mă duc aici și să-mi iau unul din magazin. Dar și aici, vă știți ce se întâmplă. Dar am avut prieteni care și-au cumpărat televizor din magazin, mă. Mă, interesant, acolo mărs televizorul, vinit acasă, i-a dat drumul 2 ore și buf, nu mai mărs. Auzi, 3 luni o stat omul și de aia neri pe om, că s-a uitat la părete în loc de televizor. Când și l-a luat ăla nou, ăla la vechi, l-a dat ăla vechi la schimb, știi? L-a dat la schimb și l-a dat cu o diferență de nu știu câți bani mai puțini, i-a dat ăla la televizor. Dar nu-i mai că s-a uitat pe calorifer. Vezi tu cât stai. Ha? Să moară cea mai scump dacă nu eu mă duc pe adresă până în Germania. Eu mă duc pe adresă până în Germania și ce fac acolo, ferească Dumnezeu. Nu mere cu mine cu din astea. Să mă înțepe pe mine. Înțelegeți? Noi oameni, bă, e nasolă treaba. E nasolă. Vedem ce se întâmplă în continuare. Poștașul m-a ars, dar bă, nici nu scrie. Stai să vedem cine e poștașul. Roge-mi arcarul să-mi roagă. Semnătură. Nu descifrează tu semnătura asta, un cavaș Dumnezeu să vi-l mâncă. Nu descifrează tu semnătura asta. N-ai cum. Agent însărcinat cu mâna aia. Silaghi, Ramona, eu nu știu. Eu nu știu dacă Silaghi. Dar am să-i fac reclamație. Am să-i fac reclamație. Am să-i fac... Vede. Cum la mine acasă ori 12 din 24, dacă nu zui o cunoașă, dacă nu o cunoașă, eu cunoașă. Cum credeți? Minciună totală. Minciună totală. Auzi, Iorgu, nu-i acasă. Să vedem ce dă legea. Nelson Bandit, mă. Ai să mă sărut apăț? Ai să mă sărut apăț? Ar, caviar. Băgăm păpăț să dormă, că vrea să dormă. Hai, buști. Nu vrei? Ha? Nu vrei? Hai să mâncăm. Ai sărutam ea și o pâța. Hai să-mi sărut eu toată pâța. Vezi că-i trebuie apă, ia-o. Ce-o zis e? Păi văd eu unde îndreaptă capul, uită-te. Să vezi că bea. Da, inteligent. Mai comentez? Uite ce-n setată-i. Mai comentez? Eu-i sărutam eu să-mi o sărut de-n setată. Eu-i șărut... Nu, deja v-am doi din, să vezi bile câte am. Eu-i șărutam eu din setață. Ar, caviar, hate, muștar, ar, caviar. M-au dipărat. Modi pe la laptop. Mm.
în primele an. Cu coaile acum stai. Să pisă. Ar, ar. Caviar. Hate, muștar. Deci am când curăț cartoful, poate ies un capete pe acolo, nu mai sunt cruci. Bun. Lista neagră. Două milioane jumate un cartof din ăsta. Două milioane jumate. Nu, ăsta eventual. Două milioane jumate piciucurea. Ar, ar. Săracilor din lista neagră. Sunteți și voi băieți. Sunteți băieți. Și voi sunteți rupți în gură și în stomac și în găoază. Taia și mie mă face la stomac. Mă tencuiește pe perețul stomacal. Ăsta. Și după ce beau ăsta, și după ce beau ăsta, mă duc să fac AA. Dacă vreți, eu pun camera să vedeți cum fac AA, cacaceasa. Arar, arar, pâine cu muștar, hate. Fac un duș și mă duc să-mi duc laptopul. Am luat acolo apartament să dă le pui aici, bagă-le în gâtul mătii că te scot afară cu ele cu tot. Nu-mi pui aici să uite, să-mi faci aici în ăsta bot. Vezi că le arăt la copii bikini dacă nu... Le arăt bikini la copii. Astăzi sunt nervos, mă, sunt îmbrăcat de scandal. Se doar să-și plopă bățească vreo oră, astăzi sunt îmbrăcat de scandal. Bagă laptopul în pungă. Bagă bot laptopul în pungă. Mă duc, am ceartă mare astăzi. Nu-l luați și eu tricou pe el.
Frumosă nu strângi cutia, că-mi plâng în punchea șardașar. Unde vrei să-l bagi în pungă ăsta? Îl duci în mână. Da, și pune și încărcătorul. Și plecăm, domnilor. E bai mare, măi, rutină, mă, astăzi e rutină. După cum vedeți, semnul la șapcă n-are rost ca să îți călăreți astăzi. Îmi pun și ochelarii de atac. Uite la geaca aia. Taci, botul. Înțelegeți? Eu cheile. Cheile de la casă unde-s? Da, mă trebuie cheile de la casă. Mă închei la geacă. Aici, după cum vedeți, e acțiune totală. Ia, și dăm, cumpărăm cremă din aia. Na. Cumpărăm cremă, mă dau cu cremă pe botă să nu mai mi se scole. Vă dați seama, mă, alții caută cremă de botă să li se scole și eu. Eu mă dau cu din aia, mă, mâncava-și Dumnezeu, eu sunt întotdeauna Spitzermeinder. Plecăm în acțiune. Dar cum prind cutia asta acum? Păi, cum să prind frumos, așa? Cum vrei să prind? Numai așa pot să prind. Vrei să vin să-ți o duc eu? Hai, deschidem ușa, că vezi că-s cu tromful mână. Ai ieșit țigara în gură, ți-o aprinsă, nu cumva să ieși. Deci dacă s-a atacat la botă, să nu poți să ripostezi în niciun sens și niciun fel. Înțelegi? Hai că ce atac. Nu umblă la buzunar, găți. Vezi, poate nu-mi iei cremă din aia. Și ia cardul cu tine, că trebuie să-mi intre ceva bani astăzi pe card. Da. Domnilor, să vedeți minunăție ce... Nu-i magazinul aici în România. Când era în România. Era în Cluj. Meream păstiei. Ce mi-a venit? Mie mi-a venit. Nu. Nu-i la mine. Îi lasă la ce ăștia. Vă dați seama. Casa și cum e afară, exact așa era în Dubai. Exact așa era... Nicu, tăie copaci. Exact așa era în Dubai, mă mâncava-și Dumnezeu vostru. Ca și aici. Vă dați seama. A? În Dubai, să merg în Dubai să știe vremuri din astea, salut! Să știe vremuri din astea în Dubai. Ciao, ciao! Toată lumea mă salută, mâncava-ți Dumnezeu, că nu cred. Toată lumea mă salută, mă, oameni, mă. Nici de eram ministru României în toate finometurile. Wolf, Wolf! Vă pupă lupul, Wolf, bombardierilor, vă pupă lupul.